Dacă tot a stâlnit o mare dezbatere scrisoarea adresată de Adrian Severin președintelui rus, Vladimir Putin, prin care Severin face distinție între guvernul României și poporul român, îmi permit să-mi spun și eu foarte pe scurt părerea. Nu sunt nici filorus, nu sunt nici rusofob, o spun în calitate de bun român ce ar fi ca să asistăm uh, în înțelepciunea uh, lui Vladimir Putin la o mare resetare a relaționării lui cu restul lumii. Și poate că această resetare ar începe foarte frumos prin denunțarea de către acesta a odiosului pact Ribbentrop-Molotov care a ciopărțit teritoriile Europei de răsărit, printre care și teritoriul României. Să începem ca bun jucător de șah, să ne cerem scuze și apoi să vedem dacă nu care cumva această, această poziție schimbă relațiile Rusiei cu statele din jur.